Vom vizita cea mai veche clădire de la noi din cetate și din oraș, Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail. Ea se află ca bază, evident, nu în forma aceasta, se află ca bază aici încă din anul 1009, adică dinainte de Marea Schismă din 1054. Sigur, acel prim lăcaș de cult devine neîncăpător, apare o construcție mai serioasă ca dimensiuni, iar ce vedem aici se definitivează ca și corp de bază, ceea ce vedem astăzi pe la sfârșitul secolului al XIII-lea, începutul secolului al XIV-lea. Lipsește din imagine, imaginea este asimetrică, dezechilibrată, ca simetrie, ca proporționalitate, lipsește turnul din stânga, cum vă uitați. Se spune că ar fi fost un mic depozit de praf de pușcă în 1603, o explozie accidentală îl distruge și nu mai este reconstruit și de atunci imaginea rămâne asimetrică. Este importantă ca vechime, este importantă ca arhitectură și în același timp îmbină forme romanice la bază, stilul gotic, intrarea asta de mari dimensiuni pe care o să intrăm și noi în catedrală, renaștere italiană pe latura de nord, baroc, sculpturile și decorațiunile în piatră, iar la interior o să vedem stilul neoclasic, pentru că mobilierul, organul rezistă foarte mult în timp și trebuie să le tot înlocuiești. Lângă avem Palatul Episcopal, vorbim de o clădire de acum aproximativ 1000 de ani, evident nu în forma aceasta. La restaurare se găsesc încadramente de fereastră, apoi dacă ne uităm în curtea Arhiepiscopiei, acolo departe, se ved acele arcade. Da? Și vedem acolo... Da, aici, un încadrament de fereastră. Vedem acolo ceva original păstrat, nu? Da. Iar în față, vă uitați prin poartă, așa. Acolo bate laserul până acolo, da? Bate, vedeți da. Niște arcade. O dovadă, clădirea nu a arătat așa dintotdeauna, vorbim totuși de 1000 de ani. În prima fază era o clădire simplă, rectangulară, apoi în forma literei L, apoi patru corpuri cu curte interioară, un nivel, două niveluri, apoi se prelungește cu încă un corp de clădire spre răsărit, ceea ce avea să devină Palatul Prepozitului la vremea respectivă. Mai revenim asupra acestei discuții. Cert este că a fost Palat Episcopal Romano-Catolic, apoi Palat Princiar. Ioan Sigismund Zapoia și Regina Izabela aveau să locuiască aici. Redevine Palat Episcopal Romano-Catolic. Preț de vreo 150 de ani, catedrala a fost reformată. Da? Vin austriecii, ei sunt catolici, o repun în drepturi și de aceea și avem aici simbolul lui Carol al VI-lea. Vulturul cu două capete, sceptru, spadă și simbolul lui Carol al VI-lea. Se repune catedrala în valoare, iar astăzi avem, așa cum scrie și pe placa aceasta, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia. Vedeți multiculturalismul, suntem o destinație cosmopolită, să spun așa. Avem denumirile și în română, și în maghiară, și în germană, și în engleză. Pe lângă faptul că este o clădire veche, cea mai veche din oraș, vă spuneam, pe lângă faptul că înglobează cele mai importante stiluri arhitecturale, catedrala aceasta se remarcă și prin prezența la interior a unor morminte, a unor personalități și o să vorbim la interior despre acest aspect. Pietre de mormânt sau chiar mormânt al celor care sprijineau această catedrală. De fapt, intrarea asta gotică a fost refăcută, da. Iar cei care au sprijinit financiar, ca să spun așa, aveau să beneficieze de anumite condiții. Aici se află mormântați, printre alții, uriașul Iancu de Hunedoara, acest sarcofag, alături de fratele său Ioan cel Tânăr, Ioan Miles, și alături de fiul cel mare Ladislau. Fiul cel mic, Matei, Matias Rex, este îngropat la Secheș-Fehérvár, în Ungaria, el fiind rege ales al Ungariei. Iancu de Hunedoara, ban de Severin, voivod al Transilvaniei, regent al Ungariei, adică vicerege, și lider al armatei vecinilor, de fapt, prefera această poziție mai mult decât numărul 2, vicerege. În anul 1456 se remarcă în peisaj, ca să spun așa, și rămâne pentru eternitate. Iancu de Hunedoara fiind cel care i-a învins pe otomani la Belgrad. Acolo era granița între lumea musulmană și lumea creștină. Dacă aceștia ar fi trecut de Belgrad, nu știm care era viitorul rezervat pentru întreaga Europa. Iancu de Hunedoara, cu o flotă comercială, cu o strategie foarte bine pusă la punct, le vine de hac otomanilor, stopează atacurile acestora, deci, de fapt, apăruseră deja nișe în zidurile cetății. Nu numai că otomanii nu mai cuceresc cetatea, de-a dreptul îi pune pe fugă, adică le pricinuiește una dintre cele mai mari înfrângeri. Liderul lor, nimeni altul decât Mehmed Mahomed al II-lea.
auzind de această ispravă a lui Iancu de Hunedoara, papa de la acea vreme avea să spună că este cea mai fericită zi din viața lui și avea să-l numească aproximativ atletul cel mai de preț unic al lui Hristos, salvator al creștinătății. Și chiar dacă el moare de ciumă în tabăra de la Zemun, lângă Belgrad, tabăra militară, oasele sunt mai târziu mutate aici, lăsase, sau din testament, știm că dorea să fie mormântat lângă fratele său, era deja mort și îngropat aici. Dar ce am vrut să spun, mult mai important, papa de la Roma vrea să marcheze pentru eternitate importanța momentului și în august 1456 dă o bulă papală, un ordin, și le cere catolicilor din toată Europa la ora 12 să marcheze această salvare a creștinătății și să cinstească memoria salvatorului creștinătății, trăgând clopotele. Nu contează că sunteți în România sau în Ungaria, că ăsta e meciul nostru, românii și ungurii, da? Nu e niciun meci, doar pentru cei care nu vor să înțeleagă anumite lucruri, e un meci mai mult politic. Nu contează că ești în Croația sau în Polonia, în Spania sau în Norvegia, da? Ori în Franța, în Italia. La ora 12, catolicii marchează acest moment crucial în istoria creștinătății, trăgând clopotele. Am ajutat un pic să deschid? Am glumit. Nu este, da, vedem aceste nu forme. Este locul original. A migrat, s-a plimbat un pic, dacă vreți, prin catedrală. Okay. Este o glumă proastă. Această catedrală a fost profanată în timpul invaziilor turco-tătare, a fost profanată, distrugeri, au mai fost cauzate în timpul răscoalelor țărănești, a populației să se șalte astfel de evenimente nedorite. Capacul, din câte știu, nu este original și ar fi trebuit să scrie s-a stins lumina lumii, căci asta s-a spus și asta a fost scris pe sarcofag la moartea sa. Chiar Mehmed al II-lea se întrista la auzul veștii că acest dușman de moarte, dar un om mare, ca să spun așa, de mare importanță în epocă, s-a stins, nu mai există. Cel puțin de vreo 3 ori, din câte știu eu, și-a schimbat locul mormântul și, din câte știu de la personalul religios, nu mai există nimic în interior, dar rămâne loc de pelerinaj și loc de aducerea unui omagiu. Am acest nume, pentru că nimeni nu e perfect în Transilvania, v-ați dat seama, dar remarc cât de frumos vecinii noștri știu să cinstească numele eroilor. Ceea ce, cu părere de rău, puteți să o băgați în material sau nu, noi românii nu prea știm să facem. În afară că spunem, nu prea știm să facem. Și o mare confuzie. O mare confuzie, cu toate că vorbim de două persoane foarte importante și trebuie menționate amândouă, da. Dar nu trebuie să le mai confundăm aceste două nume. Iancu de Hunedoara și Avram Iancu. Sunt două nume și au fost două persoane diferite în epoci diferite. Din păcate se face această confuzie. Și chiar tu ai văzut chiar eu niște am văzut confuzii. Și nu odată în activitatea, da, pe care am desfășurat-o în ultimii 12 ani, aproape 12 ani. Foarte des se întâmplă să facă câte unul din grupul care reprezintă cetatea, câte o remarcă și câte o confuzie din asta, da, grosolană de-a dreptul, dar în sfârșit nimeni nu-i perfect. Ați remarcat culoarea pietrei, aproximativ albă. Este piatra albă de calcar, folosită la întărirea castrului roman, refolosită în cetatea medievală a Belgradului, dar înainte de asta vorbim de ridicarea acestui lăcaș de cult. Blocurile mari de piatră inițial au fost partea zidăriei castrului roman Apulu. Romanii se retragă, în 271 încep să se retragă și apoi, până în perioada cnezatelor și a voivodatelor, nu știm mare lucru. Numele orașului nostru, Alba Iulia, vorbisem de Alba Carolina, numele cetății, și acum orașul Alba Iulia. Alba Iulia, se pare că numele vine, evident, de la culoarea alba pietrei și de la un anume lider, care vine aici pe la 1002, găsește piatră albă de calcar, într-o formă folosită la vremea respectivă, și numește locul Cetatea Albă a mea. Pe el îl chema Ghiula. Deci Cetatea Albă a mea, lui Ghiula. Da? Da. Încercăm să zicem amândoi deodată numele orașului? 2, 3 și... Ghiulofervar. Bine. Este, da. Vecinii noștri erau mari și tari la vremea respectivă, cucereau teritorii în zonă. Aici se pare că vine acest Ghiula, ne cucerește și spune Cetatea Albă a lui Ghiula. Însă dacă traduceți în latină, Ghiula este Iulius. În limba maghiară nu există gen, masculin sau feminin, iar în limba română, cetate sau fortăreață. Exact. Și atunci avem Cetatea Albă a lui Iulius, Alba
Iulia. Da. De fapt, de-a lungul istoriei este și o formulă latinizată aceste denumiri, numai că noi știm despre Alba Iulia drept Gyulofehervar, Belgrad, care e similar cu Belgrad-Beograd, avem Weissenburg, Karlsburg, însă forma Alba Iulia, așa cum o folosim astăzi, este o formă folosită la scară după unirea de la 1 decembrie 1918. Fără să jignesc pe nimeni, bunicii din partea mamei locuiau la 15 km lângă Alba Iulia, ei n-au venit niciodată la Alba Iulia și probabil și acum mai sunt în pragul la 100 de ani oameni care ei nu vin la Alba Iulia, vin la Belgrad. Nepreferând nici varianta maghiară, Gyulofehervar, nici cea austriacă, Weissenburg sau Karlsburg, ei veneau la Belgrad. Prefereau varianta de influență slav. Alba Iulia, vă spuneam, la scară largă, folosit după 1 decembrie 1918. Am ușa că vă place sau nu varianta aceasta, este cea mai susținută, ca să spun așa, deși Gyula s-ar putea să nu fie nume, s-ar putea să fie un rang, să nu fie Gyula la care facem noi referire. În sfârșit, hai să vă zic o variantă mai dragă românilor. Gelu glacime numărut, nezate și voi vă date. Gelu tradus în latină, Iulius. Ar mai fi o variantă. Am spus că noi am fost cuceriți în 106 de legiunea 13 a Gemina. Pe asta era faimoasă, era fondată de Iulius Cezar, înainte erei noastre. Și ne oprim că e ora 12, așa-i? Da. Tocmai vă spusese ce se marchează în acest moment. În fiecare zi, o să zic de la Dumnezeu, dar nu sunt atât de credincios, în fiecare zi, oriunde în Europa. Și acest omagiu, asta putem să spunem că e un omagiu, da? Nu este adus doar de către, sau n-ar trebui să fie adus doar de către catolici, pentru că acest Iancu de Hunedoara a luptat alături de ortodoxi din zonă. A salvat creștinătatea toată, nu numai pe unii. Mândru că sunt aici și că acest mormânt se află în Alba Iulia, în orașul în care m-am născut și am crescut. O să mergeți la Timișoara, acolo unde a început Revoluția în 1989, adică la catedrala față în față cu opera din Timișoara, catedrala ortodoxă, da? Și acolo se trag clopotele la ora 12 cu aceeași semnificație. Deci, chiar dacă vorbim ortodoxă. Despre ortodoxi, pentru că acest Iancu de Hunedoara a salvat întreaga creștinătate, nu i-a salvat numai pe unii. Da, acum sunt și multe legende. Legat de Timișoara, o să-i las pe cei doi să vă spună mai multe detalii. Eu încerc să dau copiilor, mai ales grupurilor de copii, să le induc această idee că și noi românii ar trebui, nu neapărat la Iancu de Hunedoara, dar acolo unde vom merge, la statuia lui Mihai Viteazul, la rege, la regină, la Horia Croșca și Crișan, și noi să punem, să aducem câte un omagiu, că nu cred că e foarte mult să faci o coroniță, să pui niște stegulețe. Da. Și mai puțin să-i hulim pe alții care știu să cinstească mai bine memoria înaintașilor. Alte morminte au fost profanate, distruse unele complet. Nu aveam tehnologia de astăzi, aveți un aparat performant. Nu exista această tehnologie, așa că personalul religios a gândit să pună granitul, marmura, aceste materiale de construcție din foste sarcofage, să le pună în catedrală sub forma acestor altare secundare. Și vedeți că aici avem un altar? Am zis sarcofag? Altare secundare. Iar pe partea cealaltă, pe nord, avem alte două altare secundare. Mulțumim celor care ne-au dat un pic de lumină. Ați văzut că nu mai avem pictură? Nu. Da? Păi nu mai avem pentru că pentru că e biserică catolică. Ia uitați acolo la încadramentul de fereastră. Vedeți? Da? O să vedeți și la această arcadă imediat. Dar nu vreau să ne îndepărtăm prea mult, că o să revenim aici. Da? Aici o să vedeți unei lumină. Și da? Acolo ce vedem? Acolo. Aici. Aici, picturi, da? Okay. Mici petice de pictură, vreo 150 de ani a stat pe mâna reformaților, a fost acoperită pictura tot, cu da. Tencuială. Da? Avem aici o mică oprire, dacă bine țin minte era și un banner la intrare, sper că mai este. Este promovat acest element ca fiind cel mai vechi element sculptural romanic din România. Cel mai vechi element sculptural romanic din România, Maestas Domini, poartă numele acestei scene și se leagă cu începuturile acestei catedrale. Vă spuneam anul 1009, de atunci, da. De atunci este datată această catedrală. Penultima personalitate, Marton Aron, un episcop care a slujit la această catedrală. Pentru domnia sa a fost începută procedura de beatificare. Sigur, o expoziție... N-aș ști să vă spun foarte multe detalii acum, o expoziție dedicată vizitei papei când a fost în România. Dacă veniți în zona aceasta,
Iarăși ne întoarcem la anul 1009 și avem aici un mic altar, da? Iar prin această nișă vedem la propriu bazele acestei construcții. Nu știu cât de bine se vede, dar se face oglindă sau se face condens dacă pui bec înăuntru, așa că niciuna dintre soluții nu e foarte bună. Cu siguranță, dacă v-ați mișcat, s-a schimbat unghiul, tot ați prins o imagine bună la un moment dat. Da. Legat de anumite aspecte, nu știu, probabil nu o să dea bine pe filmare, dar o să vedeți că vă driblez în anumite momente, tocmai pentru că eu sunt situat undeva la mijloc. E greu să fii din Ardeal. Am uitat să vă spun de la început că jumătate sunt român, jumătate sunt ungur și jumătate sunt țigan. Știți? Matematica. Da, la matematică. La matematică nu stau foarte bine, însă am înțeles că aici am trăit cu toții, și români, și unguri, așa și secui, e. Și o să facem diferența între unguri și secui, nu e același lucru, sași, evrei, țigani și altele. Da? Trăim aici de multe sute de ani împreună și dacă suntem băieți deștepți și fete deștepte, știm să îmbinăm aceste elemente de cultură, să trăim în armonie, să beneficiem de multiculturalism, da. Și să transformăm într-un avantaj pentru noi toți, exact. Nu într-o luptă aiurea politică sau de altă factură. Catedrala Catolică cu două turnuri, chiar dacă astăzi nu mai avem unul dintre cele două turnuri, Catedrala Catolică cu acest vitraliu. Sper că dă bine pe cameră. Dacă bătea și o rază de soare, arăta și mai bine. Și mai trebuie să avem ceva la o Catedrală Catolică. Amvonul, dar mă refeream la ceva mult mai mare. Și mai... Orgă. Spuneam că mobilierul, orga și alte elemente care n-au rezistat în timp au fost înlocuite în permanență și atunci nu mai avem stiluri mai vechi. Înlocuim da. Totul cu stilul neoclasic, vorbim de secolul al XIX-lea, adică ieri, pentru ceea ce înseamnă Alba Iulia. Exact. Alba Iulia. Da. Da? Orgă cu funcțională, cu 2424 de tuburi. O catedrală, apropo, suntem într-o catedrală activă. Se spune că ar fi cea mai veche biserică din România. De astăzi, încă activă, începând cu anul 2009 până astăzi, am discuția este cu biserica de la Densuș, da, acolo, iarăși, n-aș vrea să intru în polemică. Într-o criptă sub altar, este o intrare din exterior făcută, mai nouă, adică din 1808, într-o criptă sub altar se află mormântate alte personalități, în speță episcop care a slujit la această catedrală și aș vrea să-l menționez pe Ignațiu Bateanu, să nu uit chestia asta, pentru că am vizitat Biblioteca Bateaneum. Domnia sa este mormântată aici, în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Mihail din Alba Iulia. Este fondatorul unui centru cultural, așa după cum bine am aflat, și inițiatorul unui observator astronomic după moda vremurilor, modelul luat de la Viena. După Cluj-Napoca și Sibiu și noi aveam un observator astronomic ce nu mai există astăzi și iarăși am aflat o informație... Că se reabilitează. Păi că se reabilitează, dar nu știam exact cine a distrus observatorul astronomic. Știam că în timpul bombardamentelor maghiare din 1849, se pare că nu. Atunci da, s-a întâmplat da. Această... Se pare posibil, se spune că, pe lângă faptul că este o catedrală activă, adică avem slujba obișnuită, catedrala este folosită și pentru concerte de orgă și acum două săptămâni, mâine, sunt două săptămâni de când a avut loc un concert de orgă aici, fabulos, acustica este una deosebită și în curând o să avem un concert de clavecin, cred că zic bine, nu mă prea pricep la instrumentele muzicale. De asemenea, orga este folosită și în combinație orgă cu nai sau alt instrument, unele soprane își încearcă vocea aici. De asemenea, ne-a s-au ținut concerte de pian, de vioară, de chitară clasică, totul sună incredibil de bine. N-aș insista foarte mult pe partea de arhitectură și de motivele religioase, nici nu sunt un fiind cunoscător, nici nu vreau să par mai mult decât sunt. Vreau să prindem cât mai mult din cetate, în general, și apoi, dacă vreți să mai reveniți, vă invit și cu altă ocazie să despicați firul în patru și sigur acolo unde îmi depășesc mie
cunoștințele sau unde sunt depășite atribuțiile, să vă îndrum spre specialiști care sigur au cu ce să vă ocupe materialul. Da? Fie că e vorba de din cadrul personalului religios, preoți, profesori universitari în același timp, pentru că noi la Alba Iulia avem și Institutul Teologic Romano-Catolic, la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, fie pe partea de istorie arte. Și atunci vă pot îndruma spre specialiști și stați aici vreo 4 luni, nu 4 ore, cât probabil o să stăm astăzi împreună. Încerc să nu deranjez zona de rugăciune. Iar aici avem lista tuturor personalităților înmormântate în această catedrală. Sigur, fiind profanată, nu mai știm exact locul pentru multe dintre aceste nume, dar avem informații acum că au fost îngropați toți aceștia aici. Avem episcopi care au slujit în această catedrală, Ioan Sigismund Zapoia și mama regina Izabela Jagiellonska, cardinalul Martinuții. Avem aici Ioanes Morando Visconti, respectiv în stânga Francisco Brilli, cum e scris acolo, arhitecții principali, cei ce au făcut proiectul cetății cu formă de stea, au murit de ciumă și probabil inițial au fost aruncați într-o groapă comună. Cam asta e procedura, se incendiază, da, acoperă cu var și așa mai departe. Se pare că oasele ar fi fost îngropate undeva pe latura de nord a pieței cetății, unde o să ajungem mai târziu. Prea multe detalii, eu personal cel puțin nu am despre acesta. Iar aici avem două nume mari de tot. Gabriel Bethlen, de fapt pe denumirea originală acum să ne luăm în jurături, Bethlen Gabor și Bocskoi Ișvan, care au fost principii Transilvaniei, dar și regi ai Ungariei. Acum două zile am fost în Piața Eroilor în Ungaria, unde mi-am făcut poză printre regii Ungariei, chiar unul lângă altul, Bocskoi Ișvan și Bethlen Gabor. Da? Da. Care e legătura între acele statui și Alba Iulia? Sunt înmormântați aici. De fapt, la Bocskoi Ișvan, coroana este la Hofburg, în Austria, iar sceptrul, sau cel puțin unul dintre ultimele sceptre cu care a fost văzut, este la București. A fost principe al Transilvaniei, numit în 1605 la Miercurea Nirajului, undeva lângă Sovata. Devine principe al Ungariei, rege al Ungariei, numai că nu pentru mult timp, pentru că moare în 1606. Urâm sau nu treaba aceasta, însă am vrut să menționez, să vedem cam de ce calibru sunt personalitățile mormântate în această catedrală. Sigur, vedeta, cu sau fără ghilimele a locului, este Ioan Cute Hunedoara, salvatorul tuturor creștinilor. Acum, dacă sunteți musulman, s-ar putea să nu vă convină povestea. Da, m-am prins așa valul, mă mai prinde câteodată și am multinaționale și sigur nu și de unde vine lumea. Și musulman, nu? Salvatorul creștinilor și m-am uit în față, de unde ești? I'm from Turkey. Ok. Asta okay. E. Forget about. Avem și intrarea secundară, văd că e chiar închis astăzi. Ce de aici? Da. Da. Din păcate nu avem astăzi acces. Altarele secundare despre care spuneam, Sfântul Mihail, Sfântul Anton, cu pruncul în brață, imagini clasice în catedrală. Evoluția sub formă de schiță, da? De la o mică clădire, se dezvoltă până la nivelul de astăzi cu două anexe, dacă îmi permiteți, două capele anexate în secolul al XVI-lea, respectiv în secolul al XVIII-lea pe partea de sud. Da? Avem est, vest, sud și nord. Piatra importantă, ea a fost martora tuturor evenimentelor și provine din zidurile castrului roman Apulum. Confesionarul, pentru noi românii peste 80% creștini ortodoxi, un pic mai neobișnuită imaginea, locul de spovedanie, bine înțeles. Dacă veniți după turul cu mine, dacă reveniți la catedrală, o să puteți și vă recomand chiar să vizitați și turnul, să faceți o incursiune și în turn. Mulțumim frumos, sper că n-am deranjat prea tare. În cetate avem, se pare, 8 ceasuri sau cadrane solare. Unul dintre ele este poziționat aici, da? Unul este în curtea Arhiepiscopiei Romano-Catolice, din păcate nu avem acces acolo. Unul se află în restaurare la muzeu, încă 3 se află în colecția, dar era închisă sala respectivă, în colecția de la Biblioteca Batianeum. Da? Și am spus 1, 2, 3, încă 3, 6 și mai sunt 2, da? Habar n-am să vă spun unde acum, nu vin așa pe repede înainte. De aici oricum lipsește acea parte care creează umbra și vorbim despre ora
solară, da? Nu despre ora standardizată, cea pe care o avem noi acum. Și spunea domnul Mladin că pe al doilea contrafort, nu primul, pe al doilea, aici l-am identificat și tot aici avem urme ale ghiulelelor. Vedeți aceste ciobituri? Ia uitați și în partea asta, în dreapta. Este rezultatul bombardamentelor de la 1849 și aici e o diferență, cred că spunea 1848, dar din câte știu eu, bombardamentele au avut loc între aprilie și iulie 1849. Garnizoana este atacată, bombardamente maghiare dinspre sud, adică din spatele meu, cum stau acum, din spatele camerei, spre garnizoana austriacă. Da, încercau să pună mâna pe această garnizoană. După 4 luni de bombardamente nu s-a întâmplat acest lucru și de fapt locul nu a fost cucerit. Au fost însă distrugeri de forma aceasta. Observatorul din acea biserică ce nu mai există astăzi și de aici și confuzia. Și eu am avut această informație că observatorul astronomic din Biblioteca Batianeum ar fi fost distrus în timpul bombardamentelor maghiare din 1949 și tocmai ni s-a spus că nu e vorba despre acel observator, ci observatorul, adică punctul de observare din acea biserică poziționată unde avem astăzi o unitate militară, o să ajungem în zonă un pic mai târziu. Aici cam astea-s distrugerile. Sigur, probabil la acoperiș au fost distrugeri mai mari și chiar avem o zonă pe sudul cetății unde în 1903, ca urmare a celor bombardamente, se pare că acele clădiri au fost atât de șubrezite încât în 1903 autoritățile au luat decizia să le demoleze de-a dreptul. Da. Atunci aveam curte de apel penitenciar în zona respectivă, în sfârșit. Austriecii vin și clarifică aici zona, chiar dacă avem niște bălării, încă nu s-a făcut restaurare. Palatul episcopal romano-catolic se continua cu palatul prepozitului, apoi după clădirea avea să mai prelungească și cu a treia curte interioară, o clădire mare pentru vremea respectivă, de fapt chiar și astăzi, iar la venirea austriecilor ei sunt mai calculați, mai fac această diferențiere între ceea ce spunem noi astăzi în dreapta, cum ne uităm, Palatul Episcopal Romano-Catolic, Arhiepiscopia Romano-Catolică de astăzi, iar în stânga Palatul Principilor. De acum facem clar referire la două clădiri diferite. O dovadă că această catedrală, Catedrala Catolică, cea din stânga, imaginii, a fost legată de aceste clădiri la un moment dat, sunt și aceste căi de acces. Catedrala în sine era o mică cetate cu zid de apărare, cu șanț de apărare, însă în cadrul invaziilor turcotătare și a altor evenimente din astea nedorite, sigur șanse prea mari nu ai, totuși nu e o fărtăreață autentică. Pentru a dimensiona bugetul pentru restaurare, metodele tehnice prin care se vor interveni, se fac aceste, nu știu exact cum se cheamă, cred că sondaje, se sondează și specialiștii pot să-și estimeze banii și timpul necesar pentru a restaura clădirea. De fapt, o aripă a clădirii este o construcție cu două curți interioare, o clădire destul de mare. Imediat o să ajungem în fața clădirii, partea de nord, latura de nord, și o să vedem că o parte a fost restaurată, din câte știu eu, vreo 5 milioane de euro s-au cheltuit. Acum mai bine de 10 ani, vreo 13 ani, de fapt Alba Iulia a alocat doar pentru această cetate vreo 69 de milioane de euro. La un moment dat fondurile ajunseseră până la 150 de milioane de euro, băgate în restaurare, în cetate. Ne aflăm în fața Palatului Principilor Transilvaniei. Clădirea din fața noastră are începuturi în secolul al XIV-lea, a fost reședința prepozitului, spuneam, și s-a transformat în reședința Principilor Transilvaniei. Vă dau așa trei nume de care poate că a auzit lumea, de unul sigur a auzit, și anume Izabela Jagiellonska, înmormântată aici, mama lui Ioan Sigismund Zapoia. Apoi vorbim de Mihai Viteazu, cred că a auzit lumea de Mihai Viteazu, și sigur după Mihai Viteazu, Gabriel Bethlen, sau Bethlen Gabor, înmormântat și el în această catedrală de lângă noi. Această clădire, secolul al XIV-lea, evident se schimbă și ca destinație și ca arhitectură. La restaurare se găsesc și la interior și la exterior elemente mai vechi care trebuie păstrate și conservate, puse în valoare, de aici și delay-ul în a restaura-o. Tu îți pui în plan să o termini într-un an de zile și cu fondurile astea, dar nu e chiar cum ți-ai planificat. Important ar fi să vă spun că din 1 februarie avem în interiorul acestei clădiri cel mai nou muzeu de la Alba Iulia, Muzeul Palatul Principilor, pe care vi-l recomand să-l vizitați. Tot aici se află și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia, de unde veți avea acces în muzeu și de unde puteți primi mai multe informații de la doamnele foarte amabile de acolo.
sigur, tot felul de acțiuni dedicate chiar și copiilor și expoziții dedicate unor personalități a neamului nostru, nu neapărat legate de principii Transilvaniei. Da? Menționăm locul, reședința al principiilor Transilvaniei, dar expozițiile au diverse teme și încercăm să umplem cât mai mult, să fie tot mai atractiv. De asta, cei de aici vă pot spune și mai multe detalii. Vorbim despre Mihai Viteazu și apoi vreau să vă arăt un detaliu pe care îl caută multă lume în cetatea Alba Carolina. Aș prefera să ne relocăm, să nu vorbim din spatele calului despre Mihai Viteazu, să părerea mea că mulți fac această greșeală, se poziționează în spatele calului când vorbesc despre Mihai Viteazu, nu-i prea ok. O chestie așa haioasă, statuia din fața dumneavoastră, opera lui Oscar Han, îl reprezintă pe Mihai Viteazu. A fost montată aici în 1968, de fapt inaugurată pe 30 noiembrie 1968 în prezența dictatorului Nicolae Ceaușescu. Clădirea a fost palat al prepozitului, palat al principilor Transilvaniei, dar mai târziu a fost arsenal, unitate militară și unitate militară în accepțiunea de astăzi, până acum mai bine de vreo 10-15 ani. Astăzi muzeu, dar ca să leg informația, inaugurată în 1968 și vedem poziționarea, nu întâmplător unitatea militară din spate, din 1968 până spre zilele noastre, a fost poreclită unitatea de la coada calului. Ok. Cum altfel, da? Iată, această... de aici o expresie bine cunoscută. Da, și în București știu că la coada calului era o parfumerie celebră. În sfârșit, avem anii de domnie. Avem o poziție inedită și anume cu piciorul ăsta ridicat, armăsarul, că dacă ne uităm cu atenție e armăsar, ne vorbește despre modul în care a murit Mihai Viteazu și anume asasinat. După Schellenberg vine Uneștea de Alul cu Țara Românească, se stabilește ca și reședință aici, cucerește Moldova după niște lupte la Bacău și în 1600 știm cu toții, pe 27 mai 1600 se unea și Moldova cu Ardealul și cu Țara Românească, o unire ce a durat aproximativ 4 luni de zile, aproape 4 luni de zile. Cam asta ne transmite poziționarea respectivă, și anume că Mihai Viteazu a murit asasinat. Cei care îl ajută în prima etapă să cucerească teritorii și să făptească unirea, îl trădează, îl ucid mișelește, cum se spune, îi taie capul. Se întâmplă pe câmpia Turzii, capul preluat de apropiați este dus la și îngropat la mănăstirea Dealul lângă Târgoviște. Mihai Viteazu nu a făcut nici prima, nici ultima unire, să spun așa, sau noi preferăm, noi românii, să știm doar despre Mihai Viteazu. Astfel de uniri asemănătoare au mai fost făcute și înaintea lui Mihai Viteazu. Mai că, sigur, istoria noastră e scrisă cum e scrisă și am trecut prin aceia ani ai comunismului când a suferit și multe deformări. Dar este eroul nostru, cel care la 1600 ne-a unit pe toți cei din Moldova, Ardeal și Țara Românească. Să nu vă supărați prea tare pe mine, știu că o să vă supărați, nu neapărat cazul de față, cei prezenți aici, dar ați remarcat câte jerbe avem aici? Da, da, e plin. Da. Da. Cam despre asta e vorba și îndemn pe români, când simt așa patriotism, să o și arate, dar frumos, și să nu mai vadă chiar așa tare paiul din ochiul altuia, să vadă în primul rând bârna din ochiul lui. Repet, nu vă luați după nume, sunt român născut crescut în Alba Iulia. Haideți să vă arăt acel detaliu pe care îl caută lumea, pe Catedrala Catolică. Unii din generația mai veche știu o poveste, dar nu știu pe de-a întregul, sau măcar un detaliu în plus, nu pe de-a întregul. Cei trecuți de... De fapt, acum sunt undeva pe la 50 de ani, poate trecuți de 50 de ani, știu de celebrul măgăruș cu trei capete. Reușiți să dați un zoom aici? Tocmai asta vreau să vă spun, că nu este un măgăruș cu trei capete. Așa. Clar că sunt trei animale diferite, da. Nu unul cu trei capete. Fiecare cap are câte o ureche vizibilă, deci nu e un animal cu trei capete, sunt trei capete cu câte o ureche și măgărușul sau măgărușii, dacă ne uitam pe bannerul din Catedrala Catolică, sunt de fapt căprioare. Cam asta e eroarea care se face, oricum simbolizează același lucru. Am spus trei, adică Trinitatea. Atât am vrut să lămuresc, poate prin intermediul acestui material se elimină confuzia. Nu e vorba de măgăruș, e vorba de căprioare. Mergem pe latura de nord a complexului Catedralei Ortodoxe, să mai vedem ceva, da? Legat de Biblioteca Bateaneum pe care am vizitat-o de dimineață. Spuneam când eram în Catedrala Ortodoxă că înaintea ridicării acestui locaj de cult erau niște clădiri din garnizoana austriacă și aici avem acest zid și stați cu piciorul pe o piatră din asta albă, da? Această linie în forma literei L marchează tocmai clădirea în care și-ar fi trăit ultima parte din viață
Crișan, unul dintre cei trei eroi, Horia Cloșca și Crișan. Crișan. Da. Deci dedesubt nu este vorba despre vestigii romane, ci despre limita, colțul de sud-est al clădirii în care ar fi fost ținut prizonier Crișan. De asemenea, avem aici o marcă, Via Transilvanica. Despre asta o să vorbim mai târziu. Această marcă cu litera uite. Haideți să terminăm capitolul cu Biblioteca Batianeum și apoi facem o pauză. Avem un telescop. El nu este funcțional. Trebuie să ne indice doar direcția. Și așa cum spunea și domnul Mladin, pe frontispiciu a ceea ce numim astăzi Biblioteca Batianeum, clădirea din capăt pe care am vizitat-o de dimineață, avem numele muzei ocrotitoarei astronomiei, zicea domnia sa. O amintire că acolo a fost ridicat un observator astronomic, da? Ignațiu Batiani fiind pasionat de acest aspect, de acest domeniu și chiar prieten direct sau indirect cu oameni de știință în domeniu la vremea respectivă. Nici localnicii, nici turiștii care vin la Alba Iulia nu prea înțeleg care e legătura sau care e faza cu acest telescop. El în sine nu reprezintă nimic, ci ne indică această direcție spre fostul observator astronomic pe care astăzi, din păcate, nu-l mai avem. Legat de Biblioteca Batianeum, așa cum știm deja, după prezentarea făcută azi dimineață, este o fostă biserică a trinitarienilor, ridicată aici în perioada în care se făcea și cetatea cu formă de stea. Trinitarienii, acest ordin călugăresc romano-catolic, primește loc pe latura de nord a cetății să-și facă biserica, iar un pic mai în dreapta, nu se vede de aici, mănăstirea. Astăzi vorbim despre Biblioteca Batianeum și Institutul Teologic Romano-Catolic. Biserică nu pentru mult timp, pentru că în conjunctura de la vremea respectivă armata preia acea clădire, o transformă, nava este divizată pe trei niveluri, se vorbea și de depozit militar și de spital militar, întrucât spitalul de garnizoană din apropiere, primul din Transilvania, devenea neîncăpător în urma numărului tot mai mare de soldați răniți proveniți din războaiele austro-ruso-turce. Noroc cu Ignațiu Batiani, care cumpără această clădire și o transformă într-un limbaj de astăzi, într-un centru cultural, unde își pune colecția personală de carte, de obiecte, de îmbrăcăminte bisericească, de numismatică și tot ce colecționa domnia sa la vremea respectivă. Foarte interesant că în testamentul domniei sale lasă acest centru cultural, astăzi renumită Bibliotecă Batianeum, o lasă deschisă tuturor confesiunilor, adică este o persoană open mind, era o persoană open mind, cum spunem noi acum. Colecția, așa cum am aflat chiar astăzi de dimineață, are în jur de 65.000 de titluri de carte document, o colecție însemnată de manuscrise, cea mai mare din țara noastră, de asemenea de incunabule și câte și mai câte se află acolo, însă nu cu acces pentru toată lumea, pentru că este o bibliotecă documentară, o ramură a Bibliotecii Naționale. Dacă suntem, avem titlul de cercetător și facem o solicitare scrisă, o și motivăm foarte bine, putem intra acolo sau, și cu această ocazie felicit pe cei care administrează acest obiectiv de la noi din cetate, în anumite ocazii, cum a fost și astăzi ziua porților deschise, și noi muritorii de rând avem șansa să vizităm acest obiectiv și cei care și înțelegem ce se află acolo, mai ales după o descriere, după o prezentare ca a domnului Cristian care ne-a fost gazdă, sigur că avem acel efect pe mână, ni se ridică părul pe mână dacă conștientizăm. Se vede că e foarte pasionat, pentru că turul trebuia să dureze un sfert de oră, a durat 45 de minute. Și ar fi putut să ne mai vorbească vreo două luni acolo, dar cu altă ocazie. Da. Intrăm pe Aleea Personalităților Unirii, în sensul că pe stânga și pe dreapta avem niște busturi ce reprezintă personalitățile care au făcut posibilă unirea de la 1 decembrie 1918, nume grele, dar avem și o excepție, și anume aici o reprezentare a ultimului rege al românilor, regele Mihai I și voivod de Alba Iulia în același timp. Prezent la Alba Iulia și în 1937, împreună cu tatăl său, atunci când s-a inaugurat obeliscul Horia Cloșca și Crișan, despre care o să vorbesc un pic mai târziu. Legat de personalitățile Unirii, sigur o să punctez așa în 2-3 cazuri. Avem nevoie de o zi întreagă, probabil, să ne oprim la fiecare în parte. La muzeu și la Sala Unirii, la magazinul de carte și de suvenir, este disponibil spre vânzare un dicționar al personalităților Unirii. Recomand pentru cei interesați să-l achiziționeze și să-l citească din scoarță în scoarță. Sigur, niciunul nu-i de neamintit, toate aceste personalități sunt de amintit. Aș aminti așa
repede înainte, Miron Cristea, Iuliu Hosu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș. Vasile Goldiș care citea textul rezoluției de la balcon spre grădină, dar lucrurile se întâmplau în partea cealaltă a clădirii, a Sălii Unirii, despre care o să vorbesc imediat, iar Iuliu Hosu și Miron Cristea stăteau cu oamenii simpli, cei care nu aveau voie să rămână în cetate, erau undeva pe câmpul din fața catedralei catolice la vremea respectivă, catedrala ortodoxă încă nu era construită. Și dădeau text, citire textului mai departe. Adică aici aflau doar oamenii, se aflau doar oamenii importanți, ca să spun așa, ei au primit pentru prima dată acest cuvânt al Unirii, iar apoi se dădea mai departe și celor simpli. Dar până să intru mai tare în subiectul Unirii, avem aici Muzeul Unirii din Alba Iuleastă, scris pe placa de marmură, o clădire cu pereți de peste un metru grosime, gândită ca un răspuns la bombardamentele maghiare din 1849. Ziduri mai groase de un metru, adăpost antibombardament pentru cine? Pentru ofițerii din garnizoana de la vremea respectivă. Însă este finalizată în 1853, adică mult după bombardamente, nu mai e nevoie să fie folosită în acest sens, ca și clădirea adăpost antibombardament, își schimbă destinația și devine pavilionul ofițeresc numărul 1, adică ofițerii superiori aveau să locuiască aici. Un amalgam de români, unguri, austrieci, polonezi, motiv pentru care și primește porecla de clădire Babilon. În 1968, când s-a montat statuia ecvestră din vecinătate și s-au marcat primii 50 de ani, trecerea primilor 50 de ani de la Unirea de la 1 decembrie 1918, se schimbă și destinația acestei clădiri. De atunci încoace găzduiește Muzeul Unirii din Alba Iulia, între timp Muzeul Național al Unirii, cu secții de istorie și arheologie. Recomand cu căldură să vizitați această instituție cu expoziții extrem de valoroase și de interesante totodată. O să-l vizităm, lăsăm un link cu materialul. Muzeul de la Alba Iulia există din 1888, undeva în partea de jos a orașului, apoi a funcționat într-un pavilion al complexului Catedralei Ortodoxe, iar din 1968 în clădirea despre care tocmai am vorbit. În partea opusă avem probabil cea mai importantă clădire din România, pentru noi românii, locul unde s-a născut România Mare la 1 decembrie 1918, Sala Unirii, numită de atunci încoace. De fapt, construită, finalizată în 1900, ea a fost popota ofițerilor. Adică aici locuiau ofițerii superiori, încoace veneau și luau masa, în același timp cazino militar, că banii trebuie cheltuiți undeva. Sigur, o clădire frumoasă, spațioasă, pe mâini bune, armata o administra, strategic amplasată, astfel încât a fost numai bună să găzduiască probabil cel mai important moment din istoria noastră a românilor, Unirea. Nu mai arată ca la 1900, nu mai arată nici ca la 1918, a fost adăugat acest Arc de Triumf cu ocazia încoronării din 1922, iar Vasile Goldiș, vă spuneam că a citit textul rezoluției pe partea cealaltă, acolo era intrarea principală, de la balcon spre grădină. Aici au venit și 1228 de delegați la vremea respectivă și au votat în unanimitate unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sădmarului și Maramureșului cu vechiul regat al României. S-a născut astfel la Alba Iulia pe 1 decembrie 1918 România Mare, România Dodoloață. Repet, s-a votat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sădmarului și Maramureșului cu regatul României și apare astfel România Mare, o unire votată, dar nerecunoscută, dacă vreți, în plan internațional. Regina Maria merge la Paris, în timpul conferinței de pace de la Paris, face lobby și reușește să obțină recunoașterea internațională acestei uniri votate în primă fază la Alba Iulia. Din păcate, România Mare, cum știm cu toții, avea să piardă teritorii. În timpul celui de-al doilea război mondial, în 1940, teritoriile pe care le știți și dumneavoastră, aflate în țările de jur împrejurul României de astăzi. Aș vrea să amintesc sau să-l bag în discuție pe Samuelă Mărza, ultimul bust pe stânga, culoarea asta maronie. A spune că a devenit o personalitate a Unirii, nu a fost la vremea respectivă o personalitate a Unirii, a devenit efectiv în ziua Unirii. Un localnic din Galtiu, la 10 km lângă Alba Iulia, supraviețuitor al primului război mondial, se întoarce acasă și posesor al unui aparat foto, vine în ziua Unirii cu delegația din satul său, din Galtiu. Și reușește să facă singurele 6 fotografii de la Unire, întrucât fotograful oficial, Arthur Bach, un profesionist în ale fotografiei la vremea respectivă, renumit la noi în oraș, nu s-a prezentat la noi la Unire. Mai mult sau mai puțin cunoaștem detalii despre acest eveniment. Se spune că ar fi fost un precontract semnat, nu știm exact. Samuelă Mărza
devine o personalitate a Unirii prin prisma faptului că este cel care realizează singurele 6 fotografii de la Unire. Supraviețuitor al primului război mondial, locuia în Galtiu, un sat în apropiere de Alba Iulia la vreo 10 km, vine în ziua Unirii cu delegația de acolo, chiar dacă aici la mai mult la nivel de discuție, nu știm dacă nu a avut voie, că nu era acreditat, cum spunem astăzi, sau pur și simplu a preferat să ducă cu delegația din propriul sat. El a făcut fotografiile în afara cetății, pe câmpul din fața catedralei catolice, cea ortodoxă nefiind încă ridicată la vremea respectivă. De ce 6 și nu 5? Pentru că se speculează că 5 au fost. Pentru că una, ne-ai spus că era foarte asemănătoare. Una era asemănătoare. De pas ar putea să fie mai multe fotografii. Ok. Și aici este o discuție. Gândiți-vă totuși ce e interesant în timpul unui prim război mondial sau la finele unui prim război mondial, tu să ai un aparat foto. Era da? Ceva Era ceva mare. Extraordinar și se spune că părinții ar fi vândut o pereche de boi pentru a putea să achiziționeze un aparat foto. A devenit practic o personalitate a Unirii. Alba Iulia la vremea respectivă la Unire avea undeva la 10-11 mii de locuitori. Pe baza fotografiilor făcute de Samuel Mârza, specialiștii susțin că au venit peste 100.000 de oameni aici pentru acest eveniment. Imaginați-vă că e la finele unui prim război mondial, vorbim de sărăcie lucie, da? Zero resurse, vorbim de o frignă praznic, pentru că vorbim de 30 noiembrie, 1 decembrie, 2 decembrie și vorbim de timpul unei pandemii, vorbim de gripa spaniolă. Un efort extraordinar pentru cei 1228 de delegații, adică preoți, dascăli, oameni de vază ai societății de atunci, care au venit cu speranță, cu bucurie și cu împlinire, sigur că după ani și ani de luptă au reușit au devenit părtași la această unire mult dorită a tuturor românilor. Aparatul de fotografiat o să-l vedem și în Muzeul Unirii. În Sala Unirii, în chiar sala pe Unirii. Expoziția dedicată Unirii și în Coronării. Sigur, ca să leg informațiile, apoi a fost invitat în staful oficial al fotografilor de la Încoronare. În 1967 și-a vândut aparatul, trepiedul și clișeele, au fost achiziționate de către Muzeul Unirii din Alba Iulia, bănuind că ar fi vrut să-și cumpere ceva mai performant. Acum știți că sunteți aveți sculele astea de fotografie și video, dar ar fi vrut să-și facă un upgrade, cum ați zis, dar din păcate pentru domnia sa a murit și nu a mai reușit să fie fotograf al semicentenarului Unirii, adică nu a apucat să fotografieze inaugurarea statuiei ecvestre din plan îndepărtat și schimbarea destinației clădirii de lângă. Ca o mândrie personală, dar n-am contribuit cu nimic la asta și nici n-am fost contemporan, a locuit în ultima parte a vieții în Alba Iulia, pe strada Vasile Alexandrii și a fost vecin cu bunicul meu din partea tatălui, la două case distanță. Dar asta e așa, știați că, ceva de genul acesta, o mândrie personală, deși eu n-am nimic de face direct. Dar un avantaj să fii crescut în Alba Iulia, mai știi și anumite detalii. Mergem în Sala Unirii, din păcate acolo nu am voie să fac acest ghidaj. Vreau să intrăm pe partea de expoziție deschisă tuturor, doar în sala mare și apoi, dacă vreți, după ce terminăm, să intrați pe expoziția dedicată Unirii și Încoronării. O să fiți atenți mâine când vizitați. Acolo este o placă de marmură pe care scrie 1 decembrie 1900, de fapt scrie 18 noiembrie, în paranteză 1 decembrie. Este o diferență de date, noi aveam calendare diferite, da? Și 1 decembrie era la Alba Iulia, dar noi tocmai plecasem din Austro-Ungaria, cum ar veni. Noi aveam calendarul din vestul Europei, iar Bucureștiul era pe vechiul calendar. Asta e diferența. Și tot acolo să găsiți textul rezoluției, cel citit și de Vasile Goldiș către lumea adunată în fața clădirii, fața fiind în partea de răsărit unde vom merge imediat, că vreau să vă arăt ceva și acolo.